veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvim din nou numele Domnului, continuăm din tematica de vorbă cu Iisus, discuții între Domnul și cei 12. Discuții care îi privesc pe toți. Într-una din lecțiile viitoare vom aborda și discuții particulare cu cei care au vorbit și ne sunt păstrate pe paginile Scripturii detaliile, dar să nu uităm că Domnul îi pregătea pe toți ca apostoli și o parte importantă a lucrării lui era formarea lor. Această formare a necesitat numeroase discuții, din care unele ne sunt păstrate, consemnate în Evanghelie. De altfel, și discuțiile, ca și minunile, sunt scrise doar în parte. Așa zice unul dintre apostoli, Ioan, în Evanghelia sa, capitolul 20, versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Fapte 1 cu 3 este scris, după patima Lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dacă în 40 de zile a vorbit de multe ori și multe, imaginați-vă cât de multe a vorbit cu ei în timpul când era doar cu ei, dar oricum ei au avut parte și de discuțiile care Domnul le-a spus în fața publicului, așa cum s-a apărat el la judecată că foarte multe lucruri le-a spus în fața tuturor. Dar discuțiile acestea particulare, să le numim, constituie o sursă importantă pentru cunoașterea noului legământ și a implicațiilor lui. Iată ce scrie în Ioan, capitolul 6, versetele 67 la 69. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștință că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Deci, pentru ucenici, cuvintele Domnului reprezentau veșnicia, cum însuși Domnul s-a rugat că asta e veșnicia, să îl cunoști pe Dumnezeu și să se realizeze această cunoaștere, să ajungi să trăiești în părtășie cu El și în veșnicie cu El. Ne vom opri în dreptul discuțiilor despre persoanele implicate și despre lucrare, urmând să completăm discuțiile dintre Domnul și cei 12 cu discuțiile doctrinare într-una din lecțiile viitoare. Dar mai întâi câteva referințe la Domnul și evenimentele vieții Lui ispășitoare. După ce Domnul și-a început lucrarea, s-a ridicat o întrebare. Cine este Iisus? Pentru că făcea lucruri fără precedent, chiar dacă avea o comparație cu alți oameni al lui Dumnezeu, dar nu întru totul, niciunul din Sfinții Vechiului Testament n-a pretins că este Mesia, n-a pretins că este Fiul lui Dumnezeu. Și această întrebare era dezbătută de masele de oameni și frământată odată pe ucenici. Să vedem mai întâi ce spuneau oamenii, ce ar rezulta la un sondaj public, ce cunoșteau cei din popor, iudeii, și ce recunoșteau ei. Că una este să cunoști și alta este să recunoști. Să-l cunoști pe cineva, îl cunoști dacă știi cine e, dar dacă nu vrei să-l recunoști, te faci că nu-l vezi sau nu-l declari cine este. Nu-i recunoști autoritatea sau personalitatea. Să citim în Matei, capitolul 16, unde însuși Domnul i-a provocat pe ucenici, într-o discuție particulară, retrași dintre masa de oameni, ce se vorbește printre oameni despre el, despre lucrarea lui. Pentru că vreau să abordăm ideea aceasta sub impactul realității. Toți oamenii au o opinie despre Iisus și este necesar ca noi, ucenicii Lui, să cunoaștem ce cred oamenii despre Domnul, pentru ca să îi putem aborda, să știm cum să îi învățăm și să vedem dacă nu cumva influențele celor care cred greșit despre Domnul își pun amprenta și asupra noastră. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi, cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie. Vedeți, vizau vârfurile pentru că Domnul era ceva de excepție. Alții Ieremia sau unul din proroci. Și în Luca, capitolul 9, versetul 19, în redarea aceleiași discuții, este prins un element suplimentar. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, cum am citit și dincolo, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Se pare că ideea aceasta derivată din profeția lui Maleahi, că va veni profetul Ilie, probabil și sub influența altor religii care credeau în diferite forme de reîncarnare, ceea ce ar da puteri speciale
superioare celor anterioare, influența și națiunea iudaică sub impactul filozofiei eleniste de atunci. La fel, citim în Ioan capitolul 7, de la versetul 11. Iudeii îl căutau în timpul prasnicului și ziceau, unde este? Norodele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul rătăcire. Și tot din Ioan, de la capitolul 10, versetele 20 și 21. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun. De ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Exact ca și astăzi. Oameni care au o părere bună despre religie, despre credință, apreciază. A, Scriptura este o carte de morală bună. Oamenii sfinți au fost oameni de valoare. Și cei de astăzi sunt o reeditare a unor apuși. Dar pentru alții, religia este o înșelăciune. Este un mijloc de a amăgi oamenii, de a întreține clerul. Vreau să vă dau trei persoane din Evanghelii, mai întâi Ioan 4, samariteanca și chiar samaritenii, care deși erau într-o stare de indecizie, de necunoaștere deplină, au ajuns să-și dea seama cine este Domnul. 4:19. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc, vei descoperi ceva. 25. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, care îi se zice Hristos. Când va veni, el are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela, dar în mintea ei tot nu era clar 100%. Că atunci când s-a dus să anunțe oamenii, el a zis în versetul 29, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Versetele 41 și 42. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Știm în adevăr, așa cum zicea apostolul Pavel mai târziu, în mod repetat în scrierile sale. Dacă ei au înțeles, vreau să vi-l prezint acum pe Irod, care n-a ajuns să înțeleagă. Luca, capitolul 9, de la versetul 7. Cărmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpără neștiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Elie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri și căuta să-l vadă? El era sceptic, nu credea în înviere. Dar informațiile acestea au circulat și în auzul lui. Și mai târziu, în Evanghelia după Luca, capitolul 23, a avut ocazia să-l vadă pe Domnul, nu și să-l audă. Citim de la versetul 6. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Iată că sunt oameni din cei care se zbat în dezbaterea aceasta, care ajung să afle adevărul, dar alții, deși vehiculează informații, n-ajung să cunoască, pentru că ei nu sunt curați la suflet și Fiul lui Dumnezeu se descoperă așa cum el însuși zicea, cel căruia Tatăl vrea să îl descopere, după cum și el descoperă pe Tatăl cel căruia vrea el Fiul să îl facă de cunoscut. Dar o lucrare interesantă avem în Ioan capitolul 9, de la versetul 7. Domnul l-a trimis pe acest om să se spele în scăldătoarea Siloamului, a fost vindecat și apoi a fost întrebat în versetul 12. Unde este omul acela? Adică unde este Iisus? Și l-a răspuns, nu știu. Mai târziu au fost chestionați părinții lui, citim de la versetul 19. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum de vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privești. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el.
Și s-au temut să mărturisească pe față, în mod direct, deschis. Orbul, în schimb, a mărturisit o bancă, i-a pus în încurcătură și le-a zis, de la versetul 30, aici este mirarea. Le-a răspuns omul acesta, voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Și versetul 34, răspunsul lor, tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi, și l-au dat afară, l-au excomunicat, probabil și l-au dat și atunci afară din locul unde discutau. Astăzi suntem indiferenți de ceea ce gândesc oamenii despre Domnul. Întrebați-vă colegii de servici, colegii de școală, Domnul mă provoacă ca și pe ucenici. Ce zic oamenii despre credință? Ce zic despre Domnul? Încercați să mergeți dincolo de o discuție despre un cult. Încercați să-i puneți în raport cu Domnul Iisus. În ce relație se situează ei? Ce poziție, ce atitudine vor avea față de Domnul? După aceea, în aceeași părtășie, Domnul i-a întrebat pe ucenici. Revenim la Matei, capitolul 16, citind de la versetul 15. Dar voi, le-a zis Iisus, cine ziceți că sunt? Și vă rog să vă imaginați ucenicii față în față cu Domnul. Simon Petru, de răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Domnul l-a fericit pentru cunoștința aceasta și ceilalți au declarat același adevăr, aveau aceeași convingere. De aceea, Domnul le-a spus, de la versetul 20, să nu spună nimănui că El este Hristosul, să aibă ei înțelegerea aceea, dar nu venise vremea ca ei să se apuce să predice pornind de la premiza că Iisus este Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, pentru că El încă nu depusese jertfa ispășitoare. Continuăm de la 21. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorâți și că a treia zi are să învieze. Și pentru justificarea acestor evenimente afirmate, profețite, le-a spus câteva principii de la versetul 24 de aici. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Înțelegerea lor nu era completă. Dacă ei s-ar fi apucat să predice că Iisus este Hristosul, Petru, cel care l-a declarat așa, ar fi predicat un Hristos care nu trebuie să moară. Un Hristos care nu trebuie jertfit. Și acesta n-ar fi fost un Hristos real. De aceea Domnul i-a oprit, încă nu-i cazul să spuneți. Versetul 27, că și Fiul omului are să vină slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Ei săreau direct la acest eveniment. Va veni cu putere, cu slavă, va instala împărăția, va nimici pe cei răi, neînțelegând întreaga lucrare a Mântuitorului. Și încă o dovadă a neînțelegerilor decât în parțialitate o citim din Marcu, capitolul 10, de la versetul 32. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după El. Iisus a luat iar la El pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să-i se întâmple. Iată, a zis El, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. El vor sândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar după trei zile va învia. Iată cât de necesare sunt discuțiile repetate, părtășiile cu Domnul, în cazul nostru cu Cartea Sfântă, pentru a ne aprofunda, pentru a ne lămuri în mod definitiv de adevărurile sfinte. Oricum, deodată pentru ei era clar cine este Domnul. Cât despre masele de oameni, au rămas cu mai multe ipoteze. Din moment ce Domnul i-a informat despre moartea Lui, în mintea lor a urmat un alt set de întrebări. Ce se va întâmpla cu Iisus? Și vreau să-i urmărim în zbaterea lor. Domnul a făcut apel la câteva informații profetice. Unii lucrurile le-a spus în taine, altele le-a spus direct, cum am citit din Marcu 10. Va fi arestat, dat în mâinile conducătorilor religioși, îl vor osândi cu ajutorul stăpânirii romane, va fi bătut, scuipat, fără nicio taină. Dar înțelegerea lor era parțială. Ei, de fapt, au fost pregătiți pentru evenimentele
referitor la moartea și învierea Domnului, pentru ca să nu fie luați totalmente prin surprindere, să-și amintească, să-și dea seama, dar n-au înțeles cu desăvârșire. Voi citi pentru aceasta din Luca 9, de la versetul 43, partea a doua, după titlul Iisus vestește moartea și învierea sa. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, era la apogeu lucrarea și gândurile lor se îndreptau spre o direcție greșită. El a zis ucenicilor săi, voi ascultați bine ce vă spun. Adică băgați de seamă că pe alt drum se merge, nu pe unde vă imaginați voi. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să-L întrebe în privința aceasta. Observați câteva detalii are părtășiei lor cu Domnul? Aveau lucruri despre care se temeau să-L întrebe. Că uneori Domnul le spunea, și voi tot așa nepriceput sunteți? Tot n-ați înțeles minunea? Dar unele lucruri erau efectiv ascuns și era suficient să le priceapă în momentul derulării lor, să aibă doar ideea. Atunci, la înviere, ei și-au adus aminte de toate aceste date spuse de Domn. Trecem și în Matei 26 pentru a citi cuvintele spuse de Domnul Iisus ucenicilor în ultima seară, de la versetul 30. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, determinată exact de neînțelegerea aceea. Căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar nicio problemă. După ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. M-a întrebat un frate, oare cum se uită Domnul la noi că înțelegem unii lucruri diferit și atâtea lucruri încă nu le înțelegem în mod desăvârșit și complet? Exact cum s-a uitat și la ucenici. Discuta cu ei și ei nu înțelegeau totul. Și unele efectiv erau ascunse. Vom vedea când vom aborda problema pildelor că Domnul le ținea codificate unele informații. Asta nu înseamnă să abandonăm cunoașterea și întrebările, să zicem, dacă Domnul nu vrea să ne spună, este treaba Lui. Îmi pare foarte interesant cum Dumnezeu îi spunea la Moise față în față, gură către gură, deși era înțelept, și la alții care le-au zis așa mai puțin înțelepți, le spunea codificat. Nu pricepeau mai nici atâta. Și vom adăuga din Ioan capitolul 14, unde avem detalii mai multe despre ultimele ore sau ultimele zile petrecute de Domnul cu ucenicii săi înaintea arestării sale, de la versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Nu pe totala noastră cunoaștere se bazează încrederea noastră în Dumnezeu, ci pe cunoașterea care este, dar prin credință. Adică, noi nu știm totul cum va lucra Domnul nici de aici înainte. Dar avem câteva amănunte. În rest, una știm. Avem încredere în Dumnezeu că așa cum va face, va fi bine. Că El stăpânește situația. Controlează totul. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Vedeți cum Domnul în discuții conducea spre o altă etapă? De aceea suntem învățați în relație cu oamenii, în planul evangelizării, mai întâi să le spunem lucrurile începătoare, după aceea să-i ducem spre cele desăvârșite. Și Pavel a scris Corintenilor, aș fi vrut să vorbesc cu voi lucruri mai elaborate, mai profunde, dar nu puteți să duceți mai mult. Domnul forța la maximum posibilitatea lor de înțelegere. Iată că aici când ne-a spus că se duce, din nou s-a văzut că aici este limita lor de înțelegere, de cunoaștere. Iată ce au zis doi dintre ei, versetul 5, Toma, nu știm unde te duci. Noi nici nu ne-am imaginat una ca asta. Ne-ai tot spus că trebuie să mori, în parte înțelegem, dar ne-am convins că așa vei face. Acum ne duci mai departe și ne spui că o să pleci. Unde? Și Filip zice, în versetul 8, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Filip, sunt cu voi. De atâta vreme ce v-am spus, sunt cuvintele venite de la Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și iarăși parcă mi imaginez că seara când s-a dus să se culce sau când s-a terminat discuția și au plecat să rezolve probleme pământești, poate au continuat să se întrebe între ei, tu ce ai înțeles? Ai priceput tot? Cum de atâtea ori ar trebui să ne frământăm noi după câte un studiu, după câte o predică? Cum este asta? Iată câtă zbatere a fost în ucenici până să priceapă. Nu sunt lucruri simple. Așa a hotărât Dumnezeu să se descoperă extinzând capacitățile minții noastre și făcându-ne să fim mai bogați în cunoștință și să pricepem mai mult și mai îndeaproape tainele și voia sa. Dar trebuie să ne zbatem pentru asta, să întrebăm, să discutăm. Citesc din aceeași Evanghelie și de la capitolul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și iar unul din ucenici l-a întrerupt. Iuda, nu Iscarioteanu, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Ai spus-o, dar iar nu pricepem.
Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și a mai priceput ceva, dar tot n-a priceput tot. Și din aceeași Evanghelie, citim și din capitolul 16, de la versetul 16. Peste puțină vreme mă veți vedea, apoi iarăși peste puțină vreme nu mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei, ce semnează cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea și pentru că mă duc la Tatăl. Au disecat-o în trei întrebări mai scurte, mai simple și tot n-aveau răspuns nici așa la ele. Ei ziceau, deci ce semnează aceasta peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Noastră știți tot ce citeți? Știți tot ce se predică? Nu doar ca famenul la prima audiție a Scripturilor suntem necunoscători și avem nevoie de un Filip să ne tâlcuiască. Oricare dintre noi. Și umblând prin țară am întâlnit atâtea predicatori și oameni căutători adevărului care atunci când prind un om mai bătrân sau un altul, unii au notate în minte, alții pe o diferită foaie. Tu ce zici despre problema asta? Cum ai înțeles? Ție cum ți-a descoperit Domnul? Scriptura spune și femeile să întrebe soții acasă, când a predicat fratele, tu ce ai înțeles? Eu uite așa m-am gândit, sau asta n-am înțeles. Și din același capitol, de la versetul 27, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Atâta știau, el era clar. Am ieșit de la Tatăl, ceea ce voi știți, credeți, și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Asta era clar. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și că n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. O neînțelegere a unui aspect biblic. Nu trebuie să ne pună în situația să spunem, nu mai crede în nimic. Dacă fratele vede altfel, el este rătăcit și nu înțelege. Sau sora aceea, ea nu știe. Rămâne de văzut care știe mai bine. După ce vom studia, după ce ne lăsăm luminați de Domnul. Și din discuțiile Domnului cu ucenicii, vreau să vă mai rețin cu discuțiile finale, cele de după înviere. Acum deja începea să se lumineze, să se facă ziua în mintea lor. În Marcu capitolul 16, în adeverirea învierii, totul a început cu câteva mustrări datorate neînțelegerilor lor anterioare. Și eu nu știu, nu vreau să judec Scriptura, dar mă gândesc, oare ar fi putut să înțeleagă mai mult? În dreptul lor nu știu, dar mă gândesc că în dreptul nostru, a multora, ar fi trebuit până la ora asta să înțelegem mai mult. Uneori trebuie să ne mustre Domnul, pentru că n-am crezut anumite adevăruri, nu le-am aplicat. 16 cu 11, când au auzit ei că este viu și că a fost văzut, ei n-au crezut. Dar nu le-a spus Domnul. După aceea s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus, le-au spus același lucru celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Și în Luca capitolul 24, Domnul le-a adus argumente în plus. De aceea nu este greșit când stați de vorbă cu cineva. Fie că sunteți în postura să-l învățați, fie că sunteți în situația să fiți învățați, cereți dovezi, să se aducă argumente, să se aducă probe practice, ca să ni se întărească învățătura curată. 24 de la versetul 36. Pe când vorbeau ei, știți ce discutau? S-a arătat, e viu, nu e viu. Ce este? Însuși, Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duc nu are nici carne, nici oase, cum vedeți, cam eu. Ei, dar acum nu mai este proba asta să apară Domnul în mijlocul nostru și să-l mai pipăim încă o dată, să ne fie clar. Bine, nu problema asta este în discuție la noi, căci credem că a înviat. Sunt altele în discuție. Celelalte care sunt în discuție se rezolvă după aceeași metodă precizată aici, de la versetul 44. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi. Multe lucruri le-am auzit, ni s-au predicat, dar încă nu ne sunt clare că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și în proroci și în psalm. Și știți de ce unii lucruri nu le erau clare? Pentru că ei aveau niște preconcepții, prejudecăți. În această situație pricepe omul cel mai greu când el știe într-un fel și vine și se spune este în altul. De exemplu, eu am mintit într-unul din studiile trecute, și vom mai reveni asupra acestei idei, de aceea o precizez,
că nu este corect ca într-o biserică, când este vorba de niște slujitori, de niște părinți spirituali, să-și aleagă copiii. Cum? Copiii aleg pe părinți. Bunicii au făcut pe părinți. Adică lucrătorii, cei trimiși de Pavel, colaboratorii lui, au fost însărcinați să predea lucrarea la oameni de încredere. Nu li s-a spus cum greșit este în mod zis democratic, dar de fapt cu o influență foarte puternică din lumea aceasta, că oamenii să voteze așa în mod liber și să vrea să fie ales cine vrea. Și dacă are voturi, este, n-are, n-are, nu este. Dar pentru că așa ne-am obișnuit, ce vă spun eu acum, s-ar implementa foarte greu. Că nu fac alții, măcar că mai sunt care fac, și că nu s-a făcut până acum. De aceea ucenicii nu puteau pricepe, pentru că altfel erau învățați ei. Noi spunem, ucenicii așteptau ca Domnul să-i instaleze în părăția și ei să fie puși în funcție de conducere. Dar asta era ideea lor numai? Nu, asta era ideea maselor religioase și conducătorilor de atunci. Și ei săraci doar credeau ca alții. Și când Domnul le spunea nu-i așa, în mintea lor era o dezbatere cumplită. Cum nu-i așa? Că pe noi așa ne-au învățat. Și deja ei aveau versete din Biblie potrivite, că așa este. Și nu era așa, că era o înțelegere greșită. V-am dat doar un exemplu. Tot referitor la momentul de după înviere, vreau să citim în Matei 28, unde Domnul a făcut referire la lucrarea lui și la lucrarea lor. Deși el în cer și ei pe pământ, o lucrare comună. 28:18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. În Ioan 20, de la versetele 21 la 23, Iisus le-a zis din nou: pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Și celor ce veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce veți ținea vor fi ținute. Îmi place foarte mult că la sfârșitul lucrării ei au înțeles. Au așteptat făgăduința Tatălui, a venit Duhul Sfânt și le-a făcut o completare a înțelegerii lor și au putut să-și facă lucrarea în mod desăvârșit. Că nu e o problemă că cineva nu înțelege de la început, nimeni. Când începe școala o și termină. Dar e rău când o începem și nu mai terminăm. Când tot învățăm și tot nu creștem și tot nu ne este clar, uitând ce scrie în Efeseni 4, că Dumnezeu vrea ca toți să ajungem la unirea credinței și a cunoștinței, la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Ucenicii au ajuns în final toți la aceeași înțelegere, totul era clar. A venit Duhul Sfânt, i-a luminat și mărturiseau cu multă îndrăzneală și cu o mare putere lucrările lui Dumnezeu. Vreau să privim acum tot la Domnul și ucenici, dar prin prisma activității comune în cei 3 ani, în plan administrativ, în plan organizatoric. Ucenicii au fost oameni ca noi. Lucrarea a avut o latură naturală, umană. Suportul lor a fost unul obișnuit, normal. E adevărat, erau sub binecuvântarea divină. Dar tot ce au realizat ei s-a făcut prin efort propriu și ajutor voluntar. Nimeni n-a sponsorizat lucrarea Mântuitorului. A început foarte subțire, aș putea spune. S-a lățit mai târziu. Pe Domnul întâlnim alături de ucenici, căutându-și să-și cumpere de mâncare, setos, pe niște oameni ajutându-l, pe altcineva invitându-i să mănânce la ei în casă. Să ne oprim în dreptul a câteva citate, Ioan 4, de la versetul 6, acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al 6-lea, 12 ziua. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Domnul era obosit. Oare cum le-a fi spus la ucenici? Nu mai pot, mă dor picioarele, poate. Mă simt așa de ostenit. Duceți-vă și vedeți ce puteți procura. Și scrie aici de la versetul 30, ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta ucenicii rugau să mănânce și ziceau: învățătorule, mănânc, ca și Pavel de mai târziu și ucenicii, chiar în timp ce erau cu Domnul. Au avut momente, poate zile, în care au avut puțină mâncare. Mai întrebă unor frații care merg în misiune și stau toată ziua: între biserici va chema cineva la masă? În general, frații sunt primitori acolo unde sunt. Dar ei aveau o lucrare de pionerat sub acest aspect. În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, avem o imagine a ajutorului unor oameni, dar și a efortului lor.
Era vorba de pregătirea Paștelor, o lucrare care trebuia neapărat făcută. Și scrie aici de la versetul 8, și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voi să pregătim? L-au întrebat ei. El a răspuns, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spune stăpânului casei, învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o daie mare de sus așternută gata, acolo să pregătiți Paștele. Și ucenicii, alături de gazda aceea, au făcut serviciile pentru ultima seară. În Luca 7 l-a invitat un fariseu, în Luca 10 l-a invitat pe Domnul și pe ucenici, evident, surorile din Betania. Au existat însă și momente de putere supranaturală a lui Dumnezeu. Au fost două înmulțiri ale pâinilor, dar doar două. În Matei capitolul 14, înainte de a face această lucrare, Domnul i-a provocat pe ucenici la o discuție, din care vreau să prindeți nu doar aspectul minunii, ci aspectul cotidian. 14 de la versetul 15. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut, dă drumul noroadilor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Astea erau discuții zilnice. Ce mâncăm astăzi? Unde ne ducem? Pentru oamenii aceștia avem ceva? Vă dați seama, nu puteau să se adune Domnul cu ucenicii să mănânce și lasă uite la ei. Nu îi stătea în caracter Domnului. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus, dați-le voi să mănânce. Iată ce test pentru ei. Dar ei au zis, n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis, aduceți-i la mine. Și după binecuvântare, apoi cu ai folosit pe ucenici în servire, Domnul a servit toată mulțimea. Și în capitolul 15, din nou Domnul îi provoacă pe ucenici, să urmărim de la versetul 32. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-este milă de gloata aceasta, căci iată de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămâns, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii i-au zis, de unde să luăm pustia aceasta ta pâini ca să durăm atâta gloată? Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus, 7, au răspuns ei, și puțin peștișori. Iată în ce condiții au trăit ei. Și tot în ideea aceasta, a laturii supranaturale, vreau să observăm din Marcu capitolul 4 și apoi din capitolul 6, că chiar dacă credincioșii Domnului fac lucrarea la limită, Dumnezeu este foarte atent cu credincioșii și îi sprijinește, nu îi abandonează. Nu li se întâmplă orice. Domnul le spunea, voi sunteți mai de preț decât vrăbile, nici cu ele nu se întâmplă orice. Marcu capitolul 4, de la versetul 37. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătii. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Și în Marcu capitolul 6, de la versetul 48, din nou un moment greu pe mare, Domnul a văzut că ucenicii se necăjesc cu văslirea, că vântul era împotrivă și a intervenit și le-a zis în versetul 50, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Chiar dacă noi aici trăim în libertate, vreau să vedem lucrarea lui Dumnezeu în ansamblu ei. Se face în condiții normale omenești, la limită, uneori cu bani puțini, cu greutățile vieții, cu vicisitudini naturii uneori, care parcă ne stă împotrivă. Vrei să faci o evangelizare? Vine o ploaie. Și te gândești, da, așa sprijinește Domnul lucrarea. Și o sprijinește în condițiile acestea. Minunile aparțin și ele lucrării, dar sunt doar așa semne așezate din când în când pentru a vedea cu toții gloria Domnului. Un alt aspect nu de neglijat în organizarea dintre Domnul și ucenicii erau uneori diferențe. Cum vor fi și între noi. Și au fost întotdeauna. Unii vor vrea să facă orarul mai repede. Nu-i poți împlini pe toți. Unii poate vor vrea un meniu, alții altul. Când e vorba de misiune, poate unii ar vrea să meargă într-o parte, alții într-alta. Trebuie să se producă un arbitraj. Matei capitolul 15, de la versetul 22. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un demon. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul, că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Vreau să extindem cazul acesta. Poate unii vor spune, frate, dar vino și la noi. Știți, uneori mai avem anumiți mesageri ai Domnului. Și unii spun, la noi să-i aduceți. Și acolo vor să-i țină mult. Și alții spun, dar la noi nu veniți? Vorba unui frate bătrân, dacă ascultam de alții, n-ajungeam la voi, dacă ascult de voi, n-ajung la alții. O altă situație, Matei capitolul 19, versetele 13 și 14. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii certau. Erau oameni de ordine atunci. Nu-i voie, evacuați locul, păstrați distanță? Și Iisus le-a zis, lăsați copilași să vină la mine și nu-i opriți.
căci împărăția cerului este a celor ca ei. Și imaginați-vă că cineva s-ar lupta cu niște oameni să nu-i lasă să se apropie, să fie așa ca un cordon, și dintr-o dată cel care conduce adunarea să le spună, vă rog să-i lăsați să vină. Trebuie să-și plece capul la pământ, autoritatea lor să cedeze, că Domnul a zis altfel. Deci în probleme organizatorice, fiți maleabili, lăsați după cum e scris, după călăuzirea lui Dumnezeu, nu este neapărat mai bine așa sau așa, doar Domnul știe cum mai bine, noi putem greși în aspecte de genul acesta. Ioan capitolul 11, de la versetul 7. Și în urmă a zis ucenicilor săi, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorul le-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Și eu vreau să-mi imaginez pe mai mulți în jurul lui spunând, te rugăm, nu se face acum să mergi în Iudeea. Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi, dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se poticnește pentru că n-are lumina în el. Și a convins, s-a lăsat înduplecați. Și atunci ei au zis, citesc de la versetul 16, haideți să mergem și noi să murim cu el, dacă Domnul vrea să se expună acestui risc, mergem și noi. Și au ajuns în Betania și bine a fost. Mai târziu Pavel se sui la Ierusalim, frate, nu te sui, nu-i bine așa. Eu mă sui. Ce ar fi însemnat? Se supere? De asemenea, vreau să privim la câteva referințe ale misiunii ucenicilor. Ei au fost chemați să facă o lucrare pentru Dumnezeu. Nu o lucrare doar pentru o organizație. Fariseii erau o organizație. Și Domnul le-a spus, păziți-vă de aluatul lor, păziți-vă de stilul lor, de învățătura lor. Înconjoară marea și uscat-o să mai fac un tovarăș de credință. Voi altfel trebuie să puneți lucrurile. Citim din Luca capitolul 9, de la versetul 1, conținutul spiritual al lucrării. Lucrarea ucenicilor a fost o necesitate fundamentală. Domnul s-a uitat la oameni care niște oi care n-au păstor și a zis, astea ar trebui adunate. Cineva să le dea hrană și a trimis pe ucenici să le predice. Deci slujba de la biserică nu este o paradă de predicator, trebuie să-l punem și pe cutare și pe cutare. Trebuie să povestească cineva ceea ce vrea, să se țină cont de criterii de natură omenească, nu. Că unul, că mai mulți, după timp, după situație, problema este cine predică să dea hrană biserici. I-a trimis să propovăduiască. Apoi, tot ca niște oi părăsite, i-a trimis să le adune, să le elibereze sub puterea vrăjmașului. Și totodată ca niște oi abandonate, să fie îngrijite, să fie vindecate. Și scrieți de la versetul 1, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile, apoi i-a trimis să provodească împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Asta a fost lucrarea Mântuitorului și asta trebuie să fie grija noastră atunci când ne adunăm. Oamenii să fie zidiți. Ma, trist este că uneori, probabil și în domeniul predicatorilor, dar mai cu seamă în domeniul cântăreților, când vin diferite formații sau așa, sau când se fac fel și fel de spectacole sau festivaluri, totul se derulează în jurul unor oameni care fac slujbă, ei sunt catalogați, care a zis mai bine, care a zis mai rău, un top al cântăreților. Da, asta este grija slujbei. Grija slujbei este nevoia oamenilor. Vreau să citesc câteva aspecte spirituale și socio-umane ale lucrării. Mai întâi din Luca 9, de la versetul 46. Apoi le-a venit în gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis, oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Iată că Domnul n-a lăsat o ierarhizare piramidală între ucenici. Vă citesc tot din Evanghelia după Luca, din capitolul 22, unde Domnul a punctat foarte clar, este un alt moment, iar le-a revenit ideea asta. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, să știe care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare. Dacă Domnul tot pleacă, cine rămâne? Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce stăpânesc le se dă numele de binefăcători. Adică în biserică, nu că să nu fie organizare, dar organizarea să fie orientată spre slujire, nu spre a fi cineva un vârf. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cărbuiește ca cel ce slujește. Adică să fie implicați cât mai mulți. Toți sunteți ucenici, toți să faceți ceva și să nu vă gândiți, a, eu să comand, eu să fiu cel mai mare. Tu apucă-te și fă o lucrare și altul să facă și el. Și astfel vom avea mai mulți slujitori, dacă nu vom avea un șef și niciun slujitor. Că se luptă să fie șef, nu să slujească. Este ceva tare greșit. Și Domnul continuă explicându-le versetul 27. Căci cine este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu, cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Și le-a spălat picioarele și i-a servit ca să dea o dovadă cum se conduce. Și revin la Luca 9, tot în plan organizatoric. Citesc de la versetul 49. Ioan a luat cuvântul și a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. L-am întrebat, ești din organizația noastră?
Și l-a zis, nu, eu nu sunt din cultul vostru, aș zice eu. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Apoi, de la versetul 54, fiindcă unii samariteni n-au vrut să-i primească, i-au zis, Doamne, să poruncim să se pogoare foc din cer ca să-i mistuie cum a făcut Ilie. Iisus a întors, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însufletiți, căci Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Adică, nu forțând, dacă nu sunt din organizația noastră, nu-s bun. Dacă nu ne primesc, atunci ar trebui loviți de Dumnezeu. Alte principii trebuie să aibă lucrarea. Cruciadele nu sunt justificate de Scriptură. O altă idee, lucrarea, revenind la Matei 10, la trimiterea și sfaturile date de Domnul ucenicilor, se susține fără taxe și impozite, așa zise, spirituale, pentru că se susține liber. Citim aici de la versetul 7. Și pe drum prohodiți și ziceți, împărăția celor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, sculățiți pe leproși, scoateți afară demoni, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâile voastre. Nici traiste pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiacă, și vrednic este lucrătorul de hrana lui. Dar cum, Doamne? Noi să nu facem asta pe bani? Noi nici să nu luăm cu noi bani. Dar ne face așa ca pe prorocul Ilie să nu mai mâncăm 40 de zile până ne întoarcem din misiune, nu mai e nevoie? N-o să ni se rupă încălțăminte, n-o să avem pană la mașină până ne întoarcem, ca și cum au petrecut evrei în pustie când nu li s-au uzat hainele? Nu, a zis, trebuie să îngrijească de voi. Dar să nu confundați și să taxați pentru o lucrare. Uite, slujba asta costă atât. Dacă vrei să-ți fac o lucrare, atâta tarif. Zis, nu, voi vă faceți lucrarea liber. Și oamenii, ca unii care beneficiază de serviciile spirituale, zice Pavel în Corinteni, să ajute și ei, același lucru zice și în Galateni 6, și astfel să fie o realizare a lucrării, o întreținere a celor lucrători, a celor care merg în misiune, care se ostenesc, că spun casa la dispoziția Domnului, să ajute și ceilalți, dar liber. De asemenea, tot în sfaturile lucrării, Domnul le-a spus să abordeze orice localitate, să fie incisivi în lucrarea lor, să fie foarte mobili, dar fără pretenții. Și de asemenea, dacă vor fi respinși, să se retragă și să practice non-violență. Iată ce scrie aici, de la versetul 11. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră vine peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea, să scuturați praful de pe picioarele voastre. Versul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți și fără răutate ca porumbei. Adică înaintați în lucrare cu înțelepciune. Vedeți pe unde aveți o ușă deschisă. Cu cine puteți sta de vorbă? Se răzvrătește? Retrageți-vă politicos și încercați în altă parte. Domnul n-a forțat. Niciodată nu s-a dus cu forța, în mod abuziv, la ușile preoților, la acelea ale fariseilor, să spună, deschideți, aici trebuie să vă spun, să faceți așa și așa. Domnul predica, oamenii veneau la el, intra în casă unde îl primeau. Adică noi ne rugăm să putem duce o viață liniștită. Asta cerem de la Dumnezeu, gândindu-ne la autorități. Dar la fel să ne ducem și noi lucrarea în mod liniștit. Nu facem noi revoluție. Dacă se înfurie duhurile și face diavolul revoluție, stârnește pe careva, vom suporta rigorile, că scrie aici mai departe, că există posibilitatea răzbunării, a tragerii urii, a suferinței. Dar să nu o provocăm noi cu lipsa noastră de înțelepciune. Asta în familie, în societate, oriunde. Dacă te primesc, le spui. Nu te primesc, treaba lor. Îndrăznesc să spun că nici prin biserici unde mergi și predicați, nu poți să spui cum zicea cineva. Acum vă le spun pe toate și dacă nu mai pune altă dată la amvon. Dacă Domnul spune să le zici ceva, le spui. Frumos, politicos, dacă ai un cuvânt profetic, îl transmiți, dar atât. Nu te apuci și bați pe spate și pe pântece ca Samson pe filisteni. Le transmiți doar adevărul cu înțelepciune. Și ei vor decide dacă îl primesc sau îl resping.
zice aici de la versetul 18, să se aștepte și au fost suficiente cazuri de-a lungul istoriei, din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturii înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâinile lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Totuși, zice în versetul 23, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta și să vă faceți lucrarea mai departe. Și în final, zice Domnul, și am numit aceasta dăruire totală, răsplată asigurată. Iată ce zice de la 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine și-o va pierde, o va câștiga. Și oricine va face ceva, scrie în versetele 40 la 42, chiar puțin, chiar material, va primi răsplată din partea lui Dumnezeu. Și de asemenea, tot ca o chestiune a lucrării, Domnul i-a învățat pe ucenici să se ferească, să nu fie pricină de potignire, iar dacă este o supărare între frați, vreo dezbinare, să se împace. Și pentru asta și cu aceasta încheiem, vă citesc din Matei 18, de la versetul 6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Păziți-vă să nu necăjiți pe frați, să nu fiți o pricină de cădere, o ispită pentru cineva. Purtați-vă grijuliu, iar dacă n-am fost atenți și păcatul s-a săvârșit, o stare de conflict există, zice de la versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, căci în biserică lucrarea se zidește în dragoste. Dacă nu te ascultă, mai ai doi, apelezi la biserică și ajungi până la Dumnezeu, luptându-te ca doi, dacă sunt trei, să fie uniți. Nu-i destul că suntem dezbinați față de cei de afară, că noi suntem călăuziți de un duh și ei de altul, să mai fim și noi învrăjbiți? Ce lucrare am face? De aceea mă opresc aici și aș vrea să vă reamintesc că în discuțiile dintre Domnul și ucenici a trebuit multă învățătură, etapă cu etapă, până au ajuns să înțeleagă ce a vrut Domnul. Omul învață greu, dar învață. În activitățile dintre noi pot să afară diferite probleme. Ele trebuie rezolvate așa cum ne învață Scriptura. Și dacă suntem ucenici, Domnul să ne învețe cum să facem lucrarea și să ne echipeze cu puterea sa. Ca astfel, din părtășia noastră cu Domnul ca ucenici, să se mai nască mulți alți ucenici și noi să ajungem desăvârșiți ca învățătorul nostru. Atunci vom fi ucenici desăvârșiți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.